Și după cum fratele spunea, de ceva vreme eu cu soția ne-am propus să jertfim timp și celelalte resurse pentru a fi în biserică miercurea de la orele 7 la orele 9 după amiaza și sâmbăta de la orele 10 la orele 12. Încercăm să construim încă un grup pentru a ajuta celălalt grup de închinare în așa fel încât să ne putem închina și noi, încât să pot închina și ei. Așa că cine are acest dar minunat de la Dumnezeu de a lăuda, avem marea dorință, rugăminte, de a nu-l ține acel talent, acel talent, acel dar ascuns, pentru că va veni vremea când vom da socoteală pentru el. Asta nu o spun eu, ci o spune el, Domnul nostru. Haideți să îl lăudăm. Cine transformă în soare veșnic orice fărâmă de întuneric, e Domnul gloriei, e Domnul domnilor. Cine vorbește cea lui vorbire, scuduie munții din temelie, e Domnul gloriei, e Domnul domnilor. Ce dar nemerita, ce drept să fiu salvat în ceasul cel mai greu. Moarte-ai biruit ca eu să fiu sfințit. Astăzi când liber Iisus m-a mântuit. Cine mai poate a să ridice pe cei căzuți ia ca fi și fiice, e Domnul gloriei, e Domnul domnilor. Cine aduce la el popoare plin de dreptate și îndurare, e Domnul gloriei, e Domnul domnilor. Ce dar nemerita, ce drept să fiu salvat în ceasul cel mai greu, ai luat păcatul meu. Moarte-ai biruit ca eu să fiu sfințit. Astăzi când liber Iisus m-a mântuit. Haideți să spunem, vrednic este eu. Vrednic este mielul junghean, vrednic împăratul din morți înviat, aleluia! Vrednic este mielul junghean, vrednic împăratul din morți înviat, încă o dată! Vrednic este mielul junghean, vrednic împăratul din morți înviat, vrednic este mielul junghiat, vrednic împăratul din morți înviat. Ce dar nemeritat, ce
drept să fiu salvat în ceasul cel mai greu. Ai luat păcatul meu, moartea-i biruit, ca eu să fiu sfințit. Astăzi când liber, Iisus m-a mântuit.